Magia Crăciunului este cuprinsă și în melodiile fermecătoare și versurile pline de căldură ale colindelor. Aceste cântece au puterea de a evoca nostalgie, a emana bucurie și de a crea o atmosferă festivă. Multe țări găzduiesc festivaluri și evenimente de Crăciun în care colindele au un rol central. Aceste adunări includ adesea spectacole susținute de coruri locale, muzicieni și, de ce nu, artiști internaționali, creând o atmosferă de bucurie pentru oamenii de toate vârstele. Colindele pot avea rădăcini în tradițiile culturale sau religioase, dar pot avea și teme de iubire sau de pace, rezonând dincolo de granițe. Moștenirea culturală prinde viață odată cu spiritul Crăciunului, prin colindele sale încântătoare, în întreaga lume. Sunt Irena, instructor de tehnică vocală la Music Tech School și astăzi vom vorbi despre colinde, adâncindu-ne în tradiții și atmosfera festivă pe care aceste melodii o aduc în preajma sărbătorilor de iarnă. Colindele au rădăcini în evul mediu european, iar mai întâi au fost dansate, după care cântate. În timp, tradiția a evoluat, iar colindele au început să aibă un caracter mai religios, povestind despre nașterea Domnului. Oamenii se adună pentru a cânta colinde din ușă în ușă sau, de ce nu, în spațiile publice, răspândind bucuria sărbătorilor și consolidând sentimentul de comunitate. Această practică nu este doar o tradiție muzicală, ci și o modalitate prin care comunitățile se unesc în prag de sărbători. În timp ce colindele tradiționale rămân atemporale, artiștii moderni le reinterpretează adesea, aducând elemente contemporane pentru a avea un public mai divers. Vocea catifelată a lui Nat King Cole din melodia The Christmas Song. A turkey and some mistletoe. Refrenul contagios al piesei Last Christmas a lui Wham. Interpretările lui Frank Sinatra ale clasicelor melodii de Crăciun Jingle Bells. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Sau Have Yourself a Merry Little Christmas. From now on, our troubles will be out of sight. Și nu în ultimul rând, imnul modern al Mariah Carey, All I Want for Christmas is You, continuă să fie în playlisturile de bază din întreaga lume. Dar să nu uităm și de frumusețea colindelor tradiționale românești. Caracteristicile remarcabile ale colindelor românești sunt diversitatea și distincțiile regionale întâlnite în întreaga țară. În fiecare regiune din România vom întâlni melodii, versuri și aranjamente instrumentale unice, oferind colindelor o amprentă locală. Colindatul este o tradiție prețuită. Grupuri de copii și adulți îmbrăcați adesea în costume tradiționale aduc bucuria Crăciunului. Instrumente precum chitara, vioara sau fluierul oferă un caracter distinctiv melodiilor. Armoniile, ritmurile și stilurile vocale creează un peisaj sonor bogat care rezonează cu ascultătorii. Există numeroase colinde românești cunoscute și iubite de noi toți, cum ar fi O ce veste minunată, O ce veste minunată, Sus la poarta raiului, Sus la poarta raiului, poarta raiului, Domn, domn să înălțăm. Am plecat să colindăm, domn, domn să înălțăm. Aceste cântece au devenit coloane sonore ale sărbătorilor de iarnă, fiind cântate în casele oamenilor și în bisericile din țară. Ele îmbină emoția tradițională cu cea artistică, reflectând bogăția culturii noastre românești. Cântecele de stea însă sunt mai recente decât colindele tradiționale. Popularitatea stelei care i-a călăuzit pe magi se datorează copiilor. Aceștia se întreceau în împodobirea stelei și cutreierau satele vestind nașterea Domnului. Din perioada de început a colindei avem refrenul Lerui Ler sau Hoi Lerui, care provine din Aleluia deformat cu trecerea timpului. Colindele noastre sunt mai mult decât simple cântece. Ele arată cultura, istoria și credința poporului român.
Tradiția colindatului unește generațiile, creând un pod între trecut și prezent. Mai mulți artiști români și-au adus contribuția la păstrarea și îmbogățirea acestei tradiții. Ștefan Hrușcă este o figură importantă în popularizarea colindelor. Vocea sa caldă și melodică, împreună cu devotamentul său de păstrare a tradițiilor, l-au făcut un artist iubit în timpul sărbătorilor. Scoală gazdă din pătuț, florile doade. Corul Madrigal a devenit sinonim cu interpretarea muzicii populare românești, inclusiv cu a colindelor. Vocile lor armonioase ne aduc aminte de magia sărbătorilor de iarnă în fiecare an. Andra o altă prezență puternică pe scena muzicală românească. Deși este cunoscută pentru muzica sa pop, ea a lansat și cântece de Crăciun, imprimându-le stilul său propriu. Paula Selling a lansat de asemenea albume de Crăciun care conțin atât cântece festive cât și colinde tradiționale. Ștefan Bănică Junior este un alt artist îndrăgit căruia îi ascultăm melodiile de Crăciun cu mult drag. Toți acești artiști, prin talentul și dedicarea lor, aduc în fiecare an magia sărbătorilor de iarnă în casele noastre. Colindele și cântecele festive, atât naționale cât și internaționale, reprezintă legătura cu trecutul și aduc bucurie în inimile oamenilor în fiecare an în preajma sărbătorilor de iarnă. Iar noi, echipa Music Tech School, îți dorim să ai sărbători liniștite și fericite alături de cei dragi și moșul să-ți aducă tot ce vrei tu! Eu am fost Irena, îți mulțumesc că ai rămas cu mine până la final, nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube și să ne urmărești pe toate rețelele de socializare. Scrie-ne în comentarii care este colindul tău preferat și, cel mai important, te așteptăm la Music Tech School. Pe curând!